Camelia Isabela Maicu, director al liceului Virgil Magiaru, acuză conducerea Inspectoratului Școlar Județean Constanța că încearcă demiterea sa, deși ocupă postul în urma câștigării concursului de anul trecut. Nici colegii profesori nu susțin actuala conducere. Pe de o parte e firesc, dat fiind că la concursul respectiv au participat mai mulți dintre ei, iar pe de altă parte, noul director a luat câteva măsuri care nu prea le-au căzut bine. Câteva exemple ar fi comercializarea de produse cosmetice în incinta unității sau interzicerea fumatului. La ședința de miercuri, pentru mai multă transparență, directorul a solicitat prezența presei. Din nou, profesorii s-au declarat nemulțumiți și au făcut un dita mai tărăboiul, deranjați de prezența microfoanelor și camerelor de filmat. Ba, au mai și îmbrâncit un jurnalist din aceleași motive. Și așa cum era de așteptat, au lansat și un comunicat de presă prin care își exprimă dorința de a nu fi publicate materialele în mass media. Pentru că, domnișoară, dumneavoastră ați ratat actul 1. Dumneavoastră ați sărit toți călare pe noi și deocamdată eu sunt cu spatele la zi. Dumneavoastră sunteți mult mai în spațiu. Așa v-ați ales. Consiliul profesional nu a solicitat la momentul acesta televiziunea. Doamna director, vă rog frumos dacă dați la televizor, vă dau un judecat. Dânsa a venit împreună cu dumneavoastră și a dorit să fie publică această... Exact. Colegii mei, din câte ați observat, nu doresc lucrul acesta. Consiliul profesoral al liceului Virgil Magiaru au decis să urmeze calea instituțională legală de rezolvare a acestui conflict, iar până la formularea punctelor de vedere ale organelor ierarhice informate, își rezervă dreptul de a nu publica în presă aspectele a căror soluționare este așteptată din partea acestora, au precizat printre altele membrii Consiliului într-un comunicat. Au uitat însă un lucru, fiind profesor, adică funcționari publici, nu își pot rezerva niciun drept, cu atât mai puțin unul legat de publicarea în presă. În continuare, așteptăm terminarea acestui conflict pentru a nu afecta calitatea actului educațional.